Dar va rămâne la discreția domnului Timofte dacă dorește sau nu dorește să candideze. Și să nu uităm că procedura de înaintare pentru funcția de candidat pentru președinte necesită cel puțin 15 deputați care să înainteze această candidatură. Da, a fost așa discuție, apropo, în Alianța vreodată? Referitor la un nou mandat al domnului președinte Timofte? Pare să că da. Adică în anumite circunstanțe se evalua și această perspectivă. Pare să că da. Dar hai să ajungem la acest moment. Să vedem. Acord.